îi aducem laudă, cinste, glorie. Aleluia, mărească-se numele Lui. Pentru că El ne-a ridicat, El ne-a păzit, El s-a îndurat de noi, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Aleluia. Și ne-a mai chemat pe nume în dimineața aceasta, pentru că vrea să ne asculte, trăiască numele Domnului. Pentru că dacă ești aici, ai valoare în ochii Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să se împlice în rugăciunea ta, Dumnezeu vrea să se împlice în boala ta, Dumnezeu vrea să se împlice în cauza ta, Dumnezeu vrea să se împlice în familia ta în dimineața aceasta. Cheamă-L din toată inima și spune: Doamne, sunt aici. Aleluia. Și vreau ca Tu să mă cercetezi, Doamne. Tu să întinzi sămânurile peste noi în dimineața aceasta. Cheamă putere, cheamă cu autoritate, să nu-ți fie rușine. Spune: Doamne, sunt aici. Dacă sunt aici pe om, Tu să lucrezi. Nu vreau ca oamenii. Dumnezeu când lucrează, lucrează cu milă. Dumnezeu când lucrează, lucrează cu dragoste. Dumnezeu când lucrează, lucrează prin îndurarea Lui. Lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus a trecut printr-o cetate, creșit din cetate afară, acolo era un om care era dus zi de zi și aștepta de la oameni ceva. Dar pe cine te-a adus Duhul Lui Dumnezeu? Pentru că tu aștepți ceva din mâna Lui Dumnezeu în dimineața aceasta, trăiască numele Domnului. Vine salmistul și spune: Te las, Doamne. Aleluia. Căci m-ai ridicat și n-ai lăsat vrăjmașii mei să se bucure de mine. Cea mai mare bucurie este că soră și frate, tânăr ascultător, ești înaintea Lui Dumnezeu, poți să vorbești cu El. Ți-ai adus corpul tău, familia ta, ți-ai adus boala ta, ți-ai adus toată sarcina, toată greutatea, vii în dimineața aceasta și acel ce ridică, acel ce vindică, acel ce dă izbăvire este Hristos. Omul acela împingea mâna, aștepta de la oameni, dar s-a întâmplat ceva în preasma omului acela, în ziua aceea. Cum se va întâmpla în dimineața aceasta, dacă tu îi deschide inima, soră, frate, tânăr ascultător și le spune: Am nevoie de tine, Emanuele! Dumnezeu nu va trece! Să nu pună mâna pe tine, să-ți dai în ce dorești. Și tu cu din toată inima le spune: Ridică-mă, Doamne! Ridică-mă, Doamne! Spală-mă, Doamne! Tămăduiește-mă! Că ești mereu din Golgota, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Și când a auzit Domnul acela, vălmășaia aia, o zis: Ce se întâmplă? Trece Iisus, aleluia! Poate de multă vreme vin înaintea Lui Dumnezeu cu cauza ta, cu dorința ta, cu boala ta, cu suferința ta și ai pus la medic, n-ai avut nicio rezolvare. Rezolvarea ta, rezolvarea mea, să nu uiți, este în mânurile Lui Hristos. Trăiască numele Lui, aleluia! Rezolvarea ta este în suferința Lui. Rezolvarea ta este în rânile Lui. Rezolvarea ta este în mâinile Lui perforate. Rezolvarea ta este în picioarele Lui perforate. Aleluia! Unde poți să spui din inimă: Doamne, un picul de sânge lasă peste boala mea, peste suferința mea, peste răcazul meu, peste contul meu, peste inima mea. Și voi simți și voi ști că sunt eliberat. Oamenii încerca să-L oprească, dar El a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Aleluia! I-a dat posibilitatea să strigăm în dimineața. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, atâta suferință este în viața mea, atâta greutate este în sufletul meu, atâta ură este în inima mea, dar am auzit că sângele Tău dă eliberare, dă iertare,
Și când a auzit Domnul Iisus că strigă Iisuse Fiul lui David, când te va auzi Dumnezeu, soră, frate, tânăr ascultător, că vei striga din inimă, nu va trece nepăsător să nu s-oprească cum s-a oprit în dreptul omului acela. Și a spus, chemați-l la mine, te-o chema pe nume. Aleluia, mări să fie Domnul. Ți-o dat o invitație. Aleluia, El personal a trimis Duhul Sfânt. El personal te-o păzit în noaptea. El personal a împins în mâinile lui, aleluia! El personal a călcat în cortul tău și te-a trezit și te-a adus la viață, pentru că vrea să te asculte, vrea să se împlice, vrea să te ierte, vrea să te ridice pe stâncă și vrea să pună peste noi bucuria mântuirii lui, lăudat să fie Domnul. Și când l-a chemat Domnul Iisus, o sări sus de bucurie, dar a făcut ceva omul acela. Știu că haina lui e prăbuită, e murdară. Aleluia! A lucat-o jos. Toate ghezbracele, Doamne. Ghezbracele de ură, Doamne, de prevechire, Doamne. Ghezbracele de vârfă, Doamne. Aleluia! Și lasă Duhul Sfânt. O știu că mere, nu mere înaintea unui primar. Mere înaintea unui medic. Medicul te-a dus în dimineața aceasta. Aleluia! Aleluia! Noi ne cunoaștem afară. Aleluia! Trăiască Domnul! Amin. Dar El cunoaște lăuntru și de aceea te-a adus. Vrea să lucre în lăuntru! Aleluia! Unde nimeni nu poate lucra, slăvit să fie Domnul! Numai mâna Lui. Când ajunge înaintea Lui, ce vrei să-ți fac? S-a adus înaintea Lui dimineața aceasta. Spune-le cazul tău, durerea ta. Spune că nu te împești cu fratele, nu te împești cu soția ta, nu te împești cu soțul tău. Ai lăcazul. Și El te-a chemat că vrea să ridice lăcazul. Vrea să ridice boala sau nu ce mare uitări. Vrea să te vindice. Prin oameni lucră Dumnezeu și cu oameni. Dacă nu lucra cu oameni, noi nu eram aici. Dar la valoarea lui Dumnezeu ești tu, valoarea lui Dumnezeu sunt eu, aleluia! Trăiască Domnul! Niciodată să nu zici, nu sunt nimic. Pentru că îl super, că n-a fost nimeni în cer. Să vie să te răscumpere pe tine și pe mine, aleluia, oricare fi, numai Iisus. Și să vă spune, ce vrei să-ți fac? Zic din dragoste, Doamne, dă-mi putere să zic, ca omul acela, dă-mi vederea. Dar tu să-i vindică-mă, Doamne. Amin. Tu știi de ce avem nevoie. Să ne ridicăm în picioare. Și pentru o ridicare de mână, pentru că suntem mulți, să aducem.